43 de femei din județul Gorj au rămas fără indemnizații de creștere a copiilor și fără stimulente din cauza că nu au avut bani să-și plătească impozitele locale. Potrivit conducerii Agenției de Plăți și Inspecție Socială Gorj, aproximativ jumătate din mămicile lăsate fără bani sunt din municipiul Târgu Jiu. Începând cu 1 aprilie 2014, dreptul la alocații de indemnizație creștere copil sau stimulent a fost suspendat la un număr de 43 de persoane beneficiare. Cele mai multe mămici sunt din Târgu Jiu, respectiv 27 de persoane. În cazul în care taxele nu sunt achitate în cele 5 luni de suspendare, mămicile își pierd definitiv indemnizația. Mămicile riscă să-și piardă definitiv stimulentele și indemnizația de creștere a copilului, asta în cazul în care nu-și plătesc impozitele și taxele locale pe parcursul celor 5 luni de suspendare a acestui ajutor de la stat. Tot din cauza neplății taxelor și impozitelor locale, alte 55 de familii au fost lăsate fără alocația de susținere.